Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, cum am promis, am revenit cu începerea înmulțirii la albine. Mulți știu că eu am schimbat un pic tehnica de înmulțire folosind tehnici folosite de acum 50-100 de ani, folosind cu totul alte principii. Aici, cum se folosește în ziua de azi, familie starter, se zice. Am pornit și noi o familie starter. Singura diferență este că această familie vine făcută dintr-o familie puternică. Toată albina din acea familie este în această familie starter, care conține în felul următor. În primul rând, nu conține nici măcar o ramă cu puiete din familia de bază, care e formată ea. Ea are date rame la oat, nu la oat, la pornirea zborcilor din familiile care le-am selecționat. Bineînțeles, dăm și sirop, chiar în mijlocul zilei, fiindcă este nevoie. Au și turte proteice. Și acum să vedem ce au lucrat. Dacă au dat drumul la boci, avem 3 rame cu larve date din diferite familii. În momentul formării acestui starter se ia toate ramele cu puiet și se împarte în stupină unde doriți dumneavoastră. După care aduceți câte o ramă cu păstură și miere și lăsați intervalele goale, unde o să aduceți aproximativ între 3 și 6 ore rama cu larve. Acum eu iau, este a treia zi, ar trebui să avem voci pornite cam cu larve din câteva ore, deci ar trebui să aibă larva vreo 3 zile. Deci de azi, într-o săptămână, ar trebui să apară bocile căpăcite. Da? Să vedem prima ramă cu larve, este aceasta. Și să vedem cum arată. Trebuie să apară boci în partea de jos. Așa ar trebui. Și o să vedem dacă a apărut sau nu. A apărut boci în zona laterală. Iar în partea unde am gândit eu să pornească ei boci, ele au construit rame, au construit faguri pentru albine. Iată, aici a fost o zonă în care trebuia să construiască boci, dar probabil n-a fost pe placul lor. Vom vedea o altă ramă. Să vedem care e situația. Dăm un pic turtele la o parte. Vedem, în mod normal ar trebui să construiască. Cea mai mare surpriză ar fi să avem vreo matcă pe aici. Să fi greșit în momentul formării și să avem o matcă. Ia să... Dacă nu, cumva, una, două, trei. Să urmărim. Aceasta e o ramă cu mâncare. Are păstură, miere. Interesează următoarea.
Vom vedea câte boci vor forma în acest, așa zis, starter, bineînțeles, fără a muta larve. Iată o altă ramă cu larve. Să vedem ce se întâmplă aici. O botcă pornită. Deci, cu această ramă am o singură botcă deocamdată. Două, trei și vor mai apărea. Vom vedea câte apar a doua ramă. Facem înmulțire cât de cât dirijată, să spunem, da? Depinde și de ele ce hotărăsc. 5-6 boci ar fi cât de cât mulțumitor, nu foarte mulțumitor, că vrem mai multe. Și aici avem una. Două. Deci avem cam 7 boci pe total. Sunt foarte bune, fiindcă dacă sunt și mai puține, sunt mai bine hrănite. Vom vedea în altă familie care vom mai forma pentru a face boci. Iată cam așa fac eu înmulțirea anul ăsta. O parte din înmulțire. Deci vor rezulta vreo 6 boci viabile. 6 regine. Nu durează până să fac reginele. Vor. Cam așa, deci punem turtele la această familie pornitoare. Lăsăm în pace 7 zile, după care vom recolta bocii respective. 7-8 zile, deci la formare trebuie 12 zile să eclozeze. Undeva azi a doua zi, deci de azi în 10 zile vor ecloza aceste regine. Cam atât. Acum să punem din nou turtele. Creștem albina de deasupra. Și vom vedea ce regine vor rezulta din ele peste o lună. Când, teoretic, ar trebui să înceapă să depună ponta. Deci, acum, asta e prima. Aici vine două regine împărțite în două. Dăm și sirop. Și lăsăm în pace o săptămână.
Deci ați înțeles în mare parte în ce rezultă o familie starter în anii 60-40, când se făceau așa ceva. Cam atâta la această familie, vă voi arăta și alt tip de a obține boci și a preveni roirea. Pentru că este în vogă roirea și e o problemă destul de mare. Vom trece la următorul film și vă voi arăta o metodă de a preveni roirea 100% funcționabilă. Numai bine!